Bună, haideți să discutăm în continuare de un al doilea tip de operație pe care îl întâlnim în exerciții cele care conțin logaritmi minunate de altfel Bun, avem două exemple La primul exemplu trebuie să arătăm că G cu cerculeț grupa abelian. chiar dacă voi în momentul acesta la școală să spunem nu știți ce înseamnă grupa Belian încă o dată grupa Belian trebuie să aibă toate proprietățile, adică legea să fie bine definită, asociativitate, comutativitate, existența elementului neutru și orice element să fie simetrizabil. Monoid comutativ le are pe toate, mai puțin ultima, adică nu orice element este simetrizabil, nu trebuie să arăt ce și cum, adică nu intru în elemente simetrizabile la sub A, în schimb la B, tocmai asta mi se cere, respectiv să le aflu pe cele care sunt simetrizabile. Am folosit aceste notații grupa abelian și Monoid ca să nu mai scriu proprietățile respectiv bine definite etc. Bun. Și specific aici încă o dată G și cu cerculeț grupa abelian Dacă avem cerculeț bine definită, asoc, comut, element neutru și orice element este simetrizabil. Abelianul sau grup comutativ este legată de comutativitate, adică dacă e doar grup, nu mai arăt comutativitatea. Monoid,